Salutare prieteni, bine găsit la tutorialevideo.info. Numele meu este Vlad și în tutorialul video de astăzi am să vă prezint cum anume ne putem securiza într-un mod corect browserele noastre de internet. Sistemul operare Windows are toate update-urile, ceva mai ales cea mai recentă versiune a antivirusului este instalată în calculator. Marea majoritate a utilizatorilor de PC cred că aceste precauții sunt suficiente pentru a naviga în siguranță pe internet. Însă încă sunt destule porți deschise pentru hackeri, chiar și însuși în browser. Doar cu setări corecte și addon-uri perfecte te poți proteja de atacatori. Dar nu numai criminalii vor să ne fure datele, ci și publicitarii și agenții de spionaj vor să afle comportamentul nostru pe internet și să ne urmărească fiecare mișcare online. Pentru asta trebuie să salvăm anumite informații în adâncul browserului pe care numai noi ca un utilizator obișnuit le putem accesa. Motiv pentru care haideți să-i dăm drumul. Acum, cum ne protejăm intimitatea? Protecția datelor este destul de dură în browserele moderne. Memorii speciale în foldere ascunse și anumite programe dau publicitarilor și operatorilor site-urilor posibilitatea de a citi comportamentul nostru atunci când umblăm pe internet. Motiv pentru care trebuie să facem următoarele setări. În ceea ce privește cookie-urile, acestea, în mod normal, sunt niște chestii, ca să le numesc așa, care salvează datele de login sau informații ce identifică în mod distinct utilizator atunci când acestea revin pe site-ul la care au mai fost. Dacă la începutul motivului principal este confortul, multe companii precum Google folosesc acum aceste date pentru a ne trimite anumite reclame. Spre exemplu, dacă am căutat un site de componente hardware pe un anumit site, ne putem trezi că vom vedea reclame cu componente hardware pe tot felul de site-uri. Motiv pentru care dacă putem renunța la micile avantaje confortabile pentru logare automată pe anumite site-uri, ar trebui să ștergem cu regularitate aceste cookie-uri. Bineînțeles, putem să facem cu ajutorul lui CC Cleaner acest lucru. Însă ideal ar fi, după ce închidem browserul, să practicăm acest mod. Motiv pentru care? Pentru fiecare browser în parte, pentru Google Chrome, va trebui, când îl deschideți, mergeți pe setări. După, faceți click pe Show Advanced Settings, iar la Show Advanced Settings veți căuta secțiunea Privacy. În momentul în care ați căutat secțiunea Privacy, faceți click pe Content Settings, iar după ce ați făcut chestia asta, activați opțiunea Keep Local Data Only until you quit your browser. Bineînțeles, sub forma de cookie, sub opțiunea cookie-urilor. Dacă vă duceți pe browserul Firefox, din păcate, aici va trebui să vă duceți pe la setter, veți da click pe tabul Privacy, iar sub Firefox Wheel veți da click pe Never Remember History. Dacă, în schimb, folosim Microsoft Edge sau Internet Explorer, ei bine, aici va trebui să mergem în Options, să deschidem tabul numit General Settings și să activăm opțiunea Delete Browsing History on Exit, adică să ștergem istoria browserelor atunci când ieșim. Bineînțeles, v-am zis, o altă metodă ar fi să folosim software pe cum CC Cleaner pentru a ne ușura acest lucru, dar vă sfătuiesc să faceți și aceste setări pentru browserele respective. Revenim, următorul pas ar fi să ștergem cookie-urile din Flash. În general, simpla ștergerea cookie-urilor nu este suficientă, deoarece operatorii site-urilor au mai multe oportunități de a te identifica distinct ca și utilizator normal. În afară de cookie-uri normale pe care le elimini din interfața browserului, mai sunt locații de memorie care sunt mult mai greu de găsit. Puteți să le numiți super cookie-uri. Aceste super cookie-uri, în general, continuă să existe chiar și după ce închidem și reinstalăm browserele. O astfel de locație de memorie este playerul Flash,
pentru a șterge aceste intrări în browser la adresa noastră, va trebui să scrieți următoarea adresă: https://www.macromedia.com/support. /document/flash/layer/help/settings_manager03.html. Apăsăm Enter. Iar în fereastra care apare, bineînțeles, vă va prezenta un panou pentru, va trebui de fapt să mișcăm acest slide sub Global Storage Settings cu totul la stânga, deci să dăm cam așa. După aia să debifăm și aceste două opțiuni. Bineînțeles, dăm click pe confirm. Iar după asta, site-urile nu mai pot stoca cookie-urile flash pe, în calculatorul nostru. Putem obține o protecție adițională dezinstalând cu totul player-ul flash. Deoarece în ziua de astăzi majoritatea site-urilor folosesc standardul web de tip HTML5 și putem face asta fără probleme. În general, această setare ne ajută și putem preveni atacurile și din partea hackerilor prin vulnerabilitățile softului Flash Player. Dintre sistemele mobile, doar Android-ul mai suportă Flash-ul și asta numai în anumite browsere, deoarece toți providerii majori folosesc HTML5 la fel ca Apple în iOS. Dacă nu am instalat un browser special cu Flash, nu trebuie să nu facem nimic pentru telefon sau tabletă. Bun, haideți să închidem aici. Am rezolvat acest lucru. Închidem și trecem mai departe la memoria ascunsă a browserului. În afara cookie-urilor complet normale, website-urile lor pot descrie și o zonă specificată de stocare într-un browser, așa numită memorie DOM, adică Document Object Model. În vreme ce în cookie-urile normale suntem stocați doar, stocăm de fapt câțiva bits, în cookie-urile de tip DOM se pot stoca până la 10 MB de date. Cu toate că doar foarte puține site-uri folosesc astfel de cookie-uri și ar trebui să le dezactivăm și pe acestea. Pentru dezactivarea completă, bineînțeles, în Firefox puteți scrie în bara de adresă about:config, acceptând avertismentul că sunteți conștienți că faceți o anumită setare și puteți să vă sticați browserul, glumesc. Acceptați avertismentul respectiv și în linia de căutare puteți să scrieți dom.storageEnable, setând valoarea aceea pe false. În Internet Explorer și Microsoft Edge, din păcate, va trebui să mergeți la Internet Options și în tabul Advanced va trebui să debifați Enable DOM Storage. Pentru Chrome, în schimb, setările se aplică și pentru cookie-uri normale, dar și pentru cele DOM. Pentru a schimba de ambele, va trebui să vă mergeți pe setări și aici să faceți click pe Show Advanced Settings. În momentul de față, va trebui să selectați opțiunea Block Site from Settings Any Data și va trebui să ștergeți doar cookie-urile DOM. Bineînțeles, după aia puteți să folosiți și extensia Ghostery. Trecem mai departe și anume la siguranța cu prețul datelor. Aici nu trebuie să intru foarte mult, în general e vorba de cookie-urile de tip HTTPS. Aceste cookie-uri în general sunt folosite ca tracking de agenții de spionaj, potrivit unui cercetător, din ce am aflat acum câteva zile pe un anumit grup de pe Facebook.
Însă aceste cookie-uri o să vă pună un semn de întrebare, deoarece trebuie să alegeți dacă vreți mai multă siguranță sau mai multă intimitate. Ele oferă cei drept un serviciu, un anumit tip de intimitate, dar în același timp vă oferă și o protecție de va trebui să faceți o alegere, va fi la alegerea voastră pentru a face acest lucru. Dacă vreți, în schimb, să vă păstrați intimitatea și nu vă place aceste cookie-uri și vrem să scăpăm de ele definitiv, în funcție de ce browser folosim, va trebui să aplicăm următoarele metode. Pentru Firefox, trebuie să săpați, în schimb, foarte adânc în structura de foldere a browser-ului. Bineînțeles, puteți să scrieți în barea de adrese about două puncte support și în momentul de față faceți click pe Show Folder, sub Profile Folder. Și aici, bineînțeles, va trebui să căutați un fișier numit Site Security Service State.txt. Îl deschideți cu Notepad, după care va trebui să apăsați Ctrl A și apoi Delete pentru a șterge tot conținutul și salvați fișierul cu Ctrl S pentru a preveni scrierea altor intrări în fișier și activa protecția de scriere. Pentru, în schimb, în Google Chrome e mult mai ușor, deoarece trebuie să ștergem tracking cookie-ul cu comanda pe care o introduceți în bara de adrese, o comandă pe care o să o las în descrierea acestui tutorial. Acum, haideți să trecem la cum ne protejăm de hoții de date. Ei bine, de fiecare dată, în fiecare tutorial, eu v-am recomandat să aveți softurile la zi. Deci asta a fost pe primul loc. O să fac în viitor un tutorial despre de ce ține neapărat să facem acest lucru. S-ar putea să facem un live stream pentru că e o poveste mult mai complicată, ce ține și de partea de Android, iOS, securitatea pe mobile, dar și partea web. Trecem mai departe, să vă luptați împotriva atacurilor de tip JavaScript. Pentru a face acest lucru, în general, vă recomand să dezactivați lucrul acesta. Puteți folosi extensii precum NoScript pentru a bloca toate site-urile dubioase, tot elementul JavaScript luat de pe elementele dubioase. Bineînțeles, o să iau și eu acum, în momentul de față, un pic... Stați un pic, get more extension, o să iau extensia pentru a vă arăta cam ce ar trebui să bifați la acea opțiune. Scriem nou script. Nou script suite light. Bine, se pare că pentru Opera nu avem această extensie. Nou script. Dar haideți atunci să văd dacă pot găsi în imaginile Google nou script settings, options. Script open. Options embeddings. Să vedem dacă pot să găsesc. Haideți că am găsit pentru Firefox. Deci, după cum puteți observa, vă recomand să aveți obligatoriu bifate prima căsuță, a doua, a treia, a patra. După a cincea, aceste două le lăsați de bifate și ultima căsuță va trebui să-l aveți bifat. Bun, următorul lucru este atacurile prin addon-uri. O altă parte pentru atacuri sunt addon-urile instalate. Chiar dacă browserul nostru are cele mai recente actualizări, l-avem la zi și așa mai departe, addon-urile, malware-ul poate ajunge în calculator și prin breșele de addon-uri. În general, anumite addon-uri sunt chiar uitate de producători, sunt lăsate în magazinul browserului și acestea încet devin vulnerabile, chiar dacă ne ajută într-un fel sau altul. Dacă folosim Google Chrome, putem introduceți în bara de adrese chrome://extension, apoi faceți click pe developer mode și apoi pe update extension now. Dacă folosiți Firefox, introduceți, bineînțeles, About Addons și apăsați pe butonul de setări. Aici selectați Update Addons Automatically, iar în browserul
lui Mozilla, acesta, după ce ați făcut acest lucru, veți căuta, va căuta apoi singur noi versiuni pentru addon-uri respective. Deci ce spun să faceți update chiar dacă am spus că anumite addon-uri sunt uitate? Ei bine, să zicem că adblock-ul, aveți un adblock, o versiune ceva mai veche și a apărut una nouă. Bineînțeles că versiunea veche poate fi exploatată foarte ușor, motiv pentru care producătorii addon-ului respectiv l-au actualizat și sunteți obligat automat să luați versiunea nouă apărută. Însă dacă un addon nu mai oferă suport, este recomandat să scăpați de el. Bun, cam asta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii acest tutorial sau pe adresa noastră de Facebook, tutorialevideo.info, iar eu sau colegul meu Adrian vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!